Treci încolo la mine. Treci, vină, vină, vină cu aș. Vină să-ți facă chiochea, gospodar. Așa, ți ajungi și cât ai îmblat pe Moscova asta. Ce miez tu ei. Avioane, vârtăloate, bomboane, fuste, nu știu ce mai filmez tu acolo. Aici, acasă, țântuit de bucătărie. Vreau să te văd. Vreau să te văd, gospodar, la bucătărie. Și știi ce să gătim noi astăzi? Gâși? Cam și vezi aici pe masă, cam și crezi că ai să gătești tu. Da, cum? Trebuie... Plășini? Nu. Nu, da și... Ceva mai rusesc, tradițional, poate știi. Ciburești? Nu, ciburești făcut noi de-am. Pelmeni? Ei, nu, și pelmeni au făcut. Vrei să mă cantujești de minți? Hai că facem Wow, culibiaca, culibiaca, o, culibiaca, nu știu ce mă zic, culibiaca este. Și de dar să, nu știu, de să fac ceva, să mă apuc de ceva, că am mai împodogit ca pe brad în șorțurile astea și cu toate. Rochiți, da, da, mai făcut, de să fac ceva, de măcar să țin, să țin de urât. Nu. Mai bine și-ai ține de lingurița asta. Eu am crezut că eu o să iau loc, dar tu de-am te-ai așezat. Da, păi eu, ca studentul, stăt numai urechi. Nu, ia, vezi, pune mâinile aici în lucru. Uite, ai un pahar de lapte. Hai, răstoarnă-l aici. Hai, mai. O, parcă se teme să toarni pahar de lapte. Tac, mai departe? Na, drojdea asta o pui aici. Tete? Tete. Drojde? Da. Câte grame are? 11 grame. 11, 70 și 11 grame, așa. La un kilogram de făină scrie, da? Noi să facem un kilogram de făină? Cam da. Da? Hai să te ajut. Hop, da, și să mă mai ajut. Dar nu te ajut, că... Hop, tăt. Eu trebuie să amestec. Să amestec, dar pune din tăi. Și asta și se numește, și asta. Asta se numește maia. Stai, că trebuie și făină. Ia uite, ia seama că era să uit. Bună treabă. Așa, un paharul de făină. 200 de grame. Vezi unde scrie. Tot aici spui. Așa. Ia vezi ce scrie. Muca, făină. 200. Da. Cam, ia că până aici. Tot așa n-ai stea de lapte așa torne? Da, că nu e nică, nu? Nu, am înțeles. N-a să lichească făină acolo? Să lichește, dar nu e nică. O regulezi tu, da, pe urmă? O regulez. Cam un pahar de făină. Noi tot ne uităm noi la desenul ăsta, este la Rușu un desen animat, se numește Luntic. Și tot acolo Iana, Luntic e pe erou principal și așa un erou, tot principal, bunica lui, o cheam Baba Capa. Baba Capa veșnic îl hrănește cu culibeac pe Luntic. Și Luntic îi servește pități acolo din Poian. Luntic e un fel de personaj de pe lună, căzut de pe lună, a ajuns pe pământ și prietenește acolo cu toate felurile de gângăni, cu alghenuți, cu insecte, cu fluturași, cu ce mai este acolo, cu greieraș. Și el îi servește pități cu delicii de-a lui Baba Capa. Și prin deliciile astea, păi mai erau și culibeac. Culibeac cu șapă, culibeac cu carne, culibeac cu curechi, cu varză. Și chiar m-a lăsat așa curios zilele astea și ieșe culibeac. Și tot îi dădem întrebări, Olesia. Și asta culibeac, culibeac. Dar nu știu, Olesia, că nici Olesia nu a gătit niciodată. Noi de 100 de ani stăm aici, Iana, printre ruși. Dar chiar nici n-am auzit, pentru cunoștințele noastre, că am făcut culibeac sau am mâncat culibeac. Mai mult, da, asta poate e o denumire mai mult, mai veche. E mai da? Arhaică, mai arhaică denumirea. Pentru că acum tăți spun pirog cu smeasa, adică un fel de plăcintă cu carne. Plăcintă cu carne. Dar nu știu dacă e corect. La cuptor, da, la cuptor, nu prăjită. Adică învârtită nu poți să-i spui, dar forma parcă, dar nu poți să-i spui învârtită, dar plășinta e plășinta, eu știu plășinta și e moldovnească, că e așa, e plată și o faci pe tigai sau o dai la cuptor.
Adică tot nu merge. Adică din poză care le-am văzut noi, arată ca o, ca un chec, da? Nici nu știu, las că să vedeți la urmă și să primească la noi. Da, să vedem la urmă. Da, dar până în altă văd că ceva ți ies să ieși. Da, am făcut maia, o punem să crească. Culebeaca noastră, de fapt, va fi cu carne. Chiar dacă e post, mă rog, unii țin, alții nu țin. Puteți face și cu varză, spunea tati mai sus, și cu... Și tati mai era acolo? Și cu carne, și cu carne. Și cu carne, și cu carne. Da. Și cu cartof, da. Cu varză, cu cartof. Cu ciperci. Ciperci, da. Adică și este sub îndemână. Da. Cu varză murată, varză călită, n-are și important. Și excludeți ouăle din aluat și... Și e de post. Da, e de post. În loc de ulei, de unt, adăugați ulei și îți primești tot bun. Noi, până când se activează aluatul nostru, o să pregătim ingredientele pentru umplutură. Deci, tocăm carnea, fierbem ouăle și fierbem și orezul. Interesant. Am pus orezul la fiert, cam o mână, așa, la vreo jumătate de kilogram de carne, carne tocată. O mână așa, o mână bună de orez, da? Eu întotdeauna când pun orezul la fiert, îi pun imediat, îi pun sare și îi pun și ulei. Vreo 2-3 linguri. Ca să nu se lipească, da? Și pe urmă, oricum, o să-l stricor și o să-l clătesc cu apă rece ca să fie așa mai fărămișos, să nu se lipească. Tati, am pus sare și cruță minte. Nu ți-ai minte, mai punem. Dar n-am pus. Așa, o linguriță de sare. Când începe să fiarbă, îl dau la foc mic. Și ouăle le-am pus la fiert. Am pus 2 ouă la fiert. Mai pun și sare. Și așteptăm. Și ulei. Cât? Așa tai, așa, în 3, în 6, în 10, cât? Dă-i bătaie în jumătate. Așa sau eu în jumătate sau da, așa da. În jumătate? Nu, e așa. Așa? De-a lungul, da. Dar păi asta e mai mitic. Asta e mai mare. E un kilogram și 100 de grame. Așa că vezi, fă tu jumătate. Ai așa, bun, jumătate. Nu mai fă așa, că așa prea mult slănină rămâne pe urmă. Bun. Cuțite bune, băi, băi, gospodară să-i... Asta gata, nu-i mai trebuie într-un fel, te da? Te lauzi pe tine, da? Asta nu-i mai trebuie. Hai, pune, pune-o pe asta. Asta las-o ca să o fac pentru altceva să-mi rămână. Hop. Da. Grăsimii tot trebuie să știe. Hă? Grăsimii. Da, multe. Da, numai decât. Așa, să o fac... Să o potrijesc așa pentru mașina ta, mașina asta ta de tocat, da? Da. Să încapă gaura. Mai îndrăzneț, nu știi. Da, nici par nici jele, nu știu. Ei, ți jele, stai bucat de carne. Așa e normal? Așa e normal, hă. Dar găini pot stăie? Nu, dar eu ți-am spus că eu mai mare ca țânțarul nu pot uși de vietăți. Na, băiețel, tăt îți dau. Numai să lucrez și să muncești. Om să știi, da? Om să știi, da. Hai, că greu lucrez. Mai e și eu, zis că e gata. Ia că mi-a dat vasul, mi-a dat 200 de grame de făină, dar din pahar trebuie și sovietic. Nu și altfel de pahar, trebuie și sovietic. Deșertăm aici? Nu, începe cu ouăle. Da? Te bagă ouăle din tâi, da. Aici? Ouăle? Da. Se bagă aici? Da. Dar și de găină de soi pavlovski, tot rusești. Altele nu merg.
altele nu merg. Nu spăie lumea. Hop, deșertăm aici? Da, cred. Hop. Hai, parcă nu merge breș, așa e o breș, sunt neîndemânat. Mai des, mai des pe bucătărie și ești mai îndemânatic. Hop. E sui în pod. Punem aici. Da, dacă fac de masă? Tot merge. Hop. Au, și frumos, și efect. Și efect frumos. Șamu? Pui și o linguriță de sare. Fără vârf. Așa e norma? Da, merge. Așa trebuie să-i fac. E numai decât. Nu. Așa? Așa, da. Sau facem așa? Da, să îi împod. Da. Mai departe? Trei linguri de zahăr. Trei de zahăr. Mai mășcate? Da. Așa e bun? E bun. 1. 2. 3. N-am înțeles, dar să noi și facem cozonac sau colibiac? Aluatul vine puțin dulceu. A, așa e la dânș? Da. Măi băieți. Ajunge, nu? Oleac! Mai departe. Uite, am uitat să aduc uleiul aici pe masă. Îl aduc am. Îi pui și două linguri de ulei. Tot așa. De floarea soarelui rusesc. Altfel nu-i bună colibiac. Două, trei, vezi și tu. Una, două, trei. Hai, dai bătaie. Hai să ai prin comentarii, dar ce mă? Mixer, rușii nu știu de mixer, mă. Ei, nu știu, știu, dar varianta mecanică e mai bună. Ei, nu, așa nu-i treaba de mixer, da. Că așa trebuie să amestecat. Așa începe pune făină. Da? Așa buhnesc cât sau așa? Cât puțin. Așa? Și tot se mestec, da? Și tot se mestec. Da. Mai departe? Așa, încet. Amestecă, da. Dacă sunt ouă de Pavlovski, găini de Pavlovski, sunt bune, vrei. Ouăle astea, nu stai așa să te gândești, îți dai întrebarea, au văzut ele în general găină? Dar de unde se șute? Nu știu. E din incubator, da. Da, păi stai, tot din găină. Tot din găină, da. Da, de-a mamuiană cu nebuniile astea de pe... Cu invențiile astea, de-a nu mai știi. Am văzut că sunt și ouă artificiale, știi? Da, am avut. Varză artificială este. De plastic? Da, așa, cu miros de varză. Amestecă vine și pe urmă adăugăm peste aluat. Peste maia. Peste maia, da? Da. Maia. O, și e de frumoasă. Maiaua noastră e frumoasă, da? Am își fac. Da? Tot ce ai amestec și ala, pune-l aici. Așa, cu lingura frumos? Da. Așa? Da. Hop. Parcă nu-ți dat eu cu așa video-uri. Să fac de astea. Mie îmi place, sâmblu, nebun, ușernic pe toate drumurile. Breanța, prin oraș. Sâmblu toate drumurile. Scălăresc drumurile. Hai, las că-mi bag eu mâinile în aluat. Da? Nu te mai lăs, da, că ne jeli de tine. Da, ți-ai zis, mă ating să jeli de aluatul ăsta, nu vai de aluatul care să-l pun eu mâna în trânsul. Ei, da, nu. Cărnița noi deja am tocat-o, orezul l-am fiert. Și arăt spre tine. Orezul l-am fiert și îl te arăt pe tine. L-ai șert și l-ai, da. Și l-ai scurs, da? L-am stricurat, da? L-am trecut sub un jet de apă rece. Mă, și vorghește, e frumos. Și s-a cizelat fata asta. Parcă nici nu ne la îndemână. Parcă stau cu dânsa de vorbă. Parcă mi se pare că stau cu un... Cu un străin, cu un nu știu înși, de pe unde. Și ouăle tot le-am fiert. Așa, măi, așa. Așa, și până îmi bag eu mâinile în aluat. Aha. Da? Să fac trebușoara asta mai departe. Tati, o să-mi curăț ouăle, o să le tai cubuleță. Haotic se poate de le tăiat, da, nu-i da, mai decât da. Așa geometric. Și o să pun la prăjit cu o ceapă călită cărnița. Tocată. Te-a unții sâta, dragă. Ia uite. Vezi și gospodină-s.
N-am sâtă de șei mari. Sărașele mamele noastre chiar cușeau câte un cuptor de pâine, câte de săptămână. Cât e de greu, da. Câte săptămână. Să frămânți o covată de șei mare de făină. Pe urmă, dă focul în cuptor. Ai grijă să nu se părpălească, vezi să nu chiși pâinea, să se rădișe din tâi și apă, vezi să nu chiși. E mare, mare, trebuie și foarte iscusit. Dar la bunelul s-a păstrat cuptorul încă, da? Da, el nu a văzut jăratic de vreo 30 de ani. Nu a văzut jăratic, dar chiar de 30 de ani, de vreo 20 de ani, precis. El, ca să faci amuntrâns, trebuie să-l renovezi. Să-i dai focul de vreo 3 ori. Nu, oricum, înăuntru trebuiește lichid, trebuiește, da, vremea-l mănâncă. Era bunica Jii, Dumnezeu să o ierte, ea avea grijă de tot treaba asta. Ei, și să grăim, când femeia este în casă... Iar tu te lauzi. Iar laud femeile, laud, că merit, să știi. Și nu zic că nu-i drept. Când este femeia în casă, este și armonie, este și lumină în casă. De tăti este, parcă nu, parcă este de tăti. Mai ții minte poezia lui Vieru? Așa e cu mama pâine albă caș. Mama pâine albă coace, noi zburdăm voios. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Dar tata și face? Tata fluiere ne face. A uitat, vezi? Noi cântăm duios. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos, da. Așa e cu Moscova, o știi? Moscova, iubita mândră capitală? Da. Grigor Vieru compus-o? Zic și eu, am. O, mă gândeam și eu, zic, nu mai cred. Tăți copchii, îți cântă, cânti și în fală. În fală, da. A să vă pun aici la mijlocul poeziei de-a lui Bunelu. Îl avem pe Bunelu filmat. Cum ne spune o poezie vechi. Da, și vechi. Ai să vezi? De pe vremea românilor? Poate că da. Te rusești? Nu, asta, cu câmpia. Nu mai e verdeasă, ninge și îngheață, urlă vizălie, trisă e câmpia. La crânghe s-o pradă sută de dihănii, ce foc după sănii, troșc, plosc, focul face, sfâr, mâța toarși. Mălădeți, Bunela. Și acum vom pune ceapa la călit. Tigaia s-a încins bine și dăm drumul cepin tigaie. Așa. Ce mai pregătești acolo? Ce mai gătești? Chiper negru am pus aici? Nu, dar aici nu e nimic încă. Dar spunem, a spunem. Punem după ce o prăjești. Și acasă mai punem și apă verde. Dar voi puteți mai puneți și pătrunjel și apă verde. Că după gust. După gust. Dacă aveți am pătrunjel, am la îndemână în casă, punem și pătrunjel. Dar dacă n-am, am pun și am. Și acasă tăiem așa mărunțăm, frumos, cos de și apă. Verde. Aici avem două oferte. Și mâna și de orez care eu v-am spus. Cărnița o prăjim îndată. Am rumenit puțin și apa. Băgăm cărnița. Cărnița am prăjit-o puțin. Adăugăm sare. Da, chipier negru. Ai, cât atât ți ții de chipier vis negru, parcă ți te-ai încă să-ți spun. Așa. Adăugăm și orezul. Și ouăle. Și s-a prinit așa o haravură. Îți spunem și apa și verde. Aluatul nostru a crescut. Și haideți să facem cu libeaca. E un aluat așa de puhăv. Îl împărțăm în două. Facem două. Dar din fiecare o să lăs câte o bucățică de aluat pentru uzor. Ornamente? Da, ornamente, da. Vezi și citor ne-am cumpărat. E nou-nouț. Nu cumva să zici și nu trebuie. Eu am crezut că e să zici nu cumva să nu te abonezi. Nu cumva să nu vă abonați, că vin la voi cu
cu mășuca asta. Ia vezi, fate, de mai aproape. Umplutura noastră, cum s-o primit. Și dați să adăugăm, da? O să-l adunăm, știi, ca pe un patiu. Uite așa. Cât de ușor să crezi când aluatul e puhăv. Ia uite, învață-te de la mine. Masterclass? Masterclass de la masterchef-ul Olesea. Tati, eu până ce fac ornamentele, îmbaț un ou, că să trebuiască deasupra să ungem cu ou. Hai! E ca tati bate ou. Fac și eu zoare, dar sunt meșteriță mare. Beaca noastră e gata și o dăm la cuptor. Mai dăm puțin cu ou. Cuptorul încălzit, îl dăm la 180 de grade pe 30-40 de minute. M-am așteptat să iasă așa de frumos. Nu știu cum e înăuntru. Hai, dă-i șep la polobop. Hai. Nu uitați că aluatul e puțin, puțin dulciu. Așa, și avem călcâiul. Ce e acolo? Cam așa arată. Arată mai mult pâine decât împlutură. Da? Și ați pare ție? Sau nu? Pâine au crescut puțin, da? O trebuie să pun, cred că, mai mare stratul de împlutură. Dar hai că gustăm și vedem și vă spunem. Data viitoare să știm. Facem un ceai? Crezi că merge ceaiul? Cred că nu merge ceaiul. Așa cu smântână, da? Da, da, cu smântână se mănâncă așa. Uh-huh. Fel de fel de sosuri. Ia chiar gust, man. Super. Știi că ce înseamnă? Ce? Cu ciburec. Serios? Uh-huh. Numai că aluatul... E alt fel de aluat, da? Nu-i prăjit, e copt, dar e moale și e super. Chiar gustos. Recomand. Recomand. La umplutură acum? E super. Ia arunc aici la camera mea. Imediat. Ia ține. Mai avem una la cuptor. Dar noi vă spunem... Cred că deja vă spunem poftă bună, gătiți numai decât. Numai decât încercați, că noi tot am încercat. Da, se merită, nu e așa de costisitor. Se merită să faci, puteți face și cu pește, și cu varză, și cu cartof. Cum mai facem pe acolo? Ciuperci. Ciuperci. Vă spunem la revedere. Vă spunem la revedere și poftă mare. Pa, pa!